Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. După cum anticipam în urmă cu două săptămâni, un nou val COVID cuprinde România. În ultimele 24 de ore au fost raportate aproape 10.000 de cazuri. 9.802 de cazuri noi de COVID-19. Au fost și 29 de decese din această cauză, iar la terapie intensivă sunt internate acum 233 de persoane, mai multe decât în ziua anterioară. 1.900 din cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare, a transmis Ministerul Sănătății. Aici este o problemă mare, că, mă rog, te poți reinfecta foarte ușor. La telefon este profesorul Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața dumneavoastră, colegilor și ascultătorilor! Citesc că ați pățit-o și dumneavoastră recent, v-ați infectat cu SARS-CoV-2. Cum vă simțiți acum? Da, mă simt ceva mai bine, dar este o stare de asta de oboseală care este de evitat. Vedeți, infecția asta este de ocolit din cel puțin trei motive foarte importante. Și anume, primul, reprezentat de faptul că nu putem să spunem cuiva sau să garantăm cuiva că va face o formă sau alt fel de formă de boală, indiferent de ceea ce se vede la prima vedere, de ce se observă la prima vedere. De asemenea, este de evitat pentru că nu putem să nu cunoaștem încă integral sindromul post-COVID și nu putem să spunem cine îl va dezvolta, cine nu îl va dezvolta și sub ce formă. Și a treia motivație este pentru că, pur și simplu, infecția asta este destul de slab imunogenă și nici măcar dacă treci prin infecție și suferi, ca să spui așa, nu câștigi o imunitate solidă, ci imunitatea este pasageră, după cum ați spus și dumneavoastră foarte bine și după cum se vede din cifre. Da, apropo de asta, și eu am făcut, cred că în urmă cu câteva luni, în primăvară, și deși eram vaccinat cu 3 doze, adică mă consideram cât de cât protejat, eram și atent, adică purtam mască, uite că l-am luat, dar am știut din primul moment că nu e o răceală. Înțeleg că unii trec ușor, n-au simptome, scapă fără probleme, dar eu am știut din primul moment că nu e o răceală obișnuită. Am simțit că e o diferență. Vi s-a întâmplat același lucru? Da, categoric da, este, vedeți, și starea asta de oboseală. Nu întâmplător am spus că e oboseală similară cu ce mi-aduc aminte din copilărie, când am trecut prin hepatită sau prin monucloză infecțioasă. Deci asta, o viroză obișnuită, nu dă. Aici este vorba de o afectare generală importantă a organismului. Efectiv, virusul ăsta parcă te scanează de sensibilități și unde te prinde vulnerabil, acolo te lovește. Deci nu e de făcut boala asta și de aceea oamenii ar fi bine să înțeleagă, să respecte măsurile, fiindcă, vedeți, mulți spun, îi deranjează și faptul că le vorbești de măsuri, că e perioada de vacanțe. Dar oare dacă este bolnav, mai face vreo vacanță sau este mai bine să ia niște măsuri și să-și parcurgă vacanțele foarte frumos, cu niște limitări, dar care nu sunt dramatice, decât să ajungă să fie bolnav și să nu mai facă nimic sau, Doamne ferește, să fie mai rău. Acum, creșterea numărului de cazuri, din câte observăm, e semnificativ mai rapidă decât anticipa autoritățile în urmă cu ceva vreme. Adică am ajuns la 10.000 de cazuri pe zi acum, deși estimările erau că acest număr urma să fie atins undeva la jumătatea lunii august, domnul ministru Rafa. Nu, era absolut de așteptat și am să vă explic foarte rapid și foarte pe înțeles de ce. Dacă vă aduceți aminte de acel număr bazal de reproducere care ne arată pe cât infectează o persoană infectată într-o colectivitate. La varianta Wuhan, adică la varianta inițială, acest număr bazal de reproducere era undeva la cifra 3. Varianta BA1, acest număr bazal de reproducere a ajuns la 8, la varianta BA2 a ajuns la 12, iar la variantele B4 și B5, numărul bazal de reproducere este undeva cu 4 mai mare, deci este undeva la 16. Deci ne dăm seama că nu poate să fie niciun fel de creștere în scădere, cum spunea cineva cu destul de mult haz, din păcate nu de mult, ci este vorba de o creștere care nu poate să fie decât creștere de creștere, fiindcă avem de-a face cu niște variante care vin cu acest număr bazal de reproducere care este dărâmător, fiindcă dacă ajungem la 16 și s-a ajuns la 16, este comparabil cu virusul rujolic, care este încadrat de cercetători undeva între 15 și 20 după diversele modele matematice folosite. Deci este vorba de un vârf de transmisibilitate
care până acum a fost deținut de rujolă și iată că acest virus vine să, să detroneze rujola treptat. Adică deci, acest număr înseamnă... absolut explicabilă. Explicăm pentru laici, ca să zic așa, numărul acesta înseamnă câte persoane poate infecta cineva care este infectat, nu? Într-o unitate de timp. Exact. Adică exact. Inițial deci era la, 3 persoane, acum 16. De la 3 la 16. Și se pare că culoarul de creștere este deschis în continuare. În opinia mea, vă spun sincer, consider că se face o greșeală prin lăsarea acestui virus să evolueze la nivel global. Să evolueze nerestricționat, fiindcă ne contrazicem noi pe noi. Adică ce spuneam înainte? Spuneam că cu cât lași să circule mai liber, cu atâta infectează mai mult și cu cât infectează mai mult, generează mai multe variante sau subvariante, între acestea putând să fie și unele foarte redutabile. Ori, haideți să ne gândim dacă a ajuns la această transmisibilitate fabuloasă, care se pare că va mai crește, dacă apare o variantă sau o subvariantă care să vină cu o simptomatologie nu mai gravă decât cea dată de Delta. Păi se întâmplă o dereglare totală a sistemelor de sănătate. Deci eu recomand mai multă atenție din partea autorităților și din partea oamenilor, repet, atenție la păstrarea sănătății, să-și păzească sănătatea lor și păzind-o pe a lor, să o păzească și pe celor din jurul lor. Domnule profesor, e cumva deconcertant așa, că vaccinurile, noi am bazat foarte mult pe vaccinuri, am sperat că o să rezolve problema, vaccinurile privesc variantele inițiale, virusul pare mai rapid și acum are versiuni care depășesc protecția oferită de vaccinuri. Asta e o cursă... Credeți că vom putea să o câștigăm vreodată? Adică așteptăm alte variante de vaccin? Din păcate, așa se întâmplă și facilităm acest lucru exact prin ce am spus adineauri. Vedeți, lăsând virusul să circule, el generează destul de frecvent variante performante sau subvariante performante și în felul ăsta rămânem cu vaccinurile tot cu o etapă, ca să spunem așa, în urmă. Însă, oricum, și pe dumneavoastră, și pe mine, faptul că am fost vaccinați cu 3 doze ne-a ferit de o formă gravă, pentru că nici noi, nici eu n-am dezvoltat o formă gravă, că altfel aveam alte amintiri, dacă mai aveam amintiri. Deci, e un câștig vaccinarea și acest vaccin se știe deja de foarte multă vreme că previne mult mai puțin infecția cât previne formele grave. Dacă vreți, comparația cu vaccinarea tuberculoasă pe care o fac toți copiii și care nu previne tuberculoza, ci previne formele grave de boală. Deci ăsta e nivelul la care suntem acum, dar dacă vom lăsa virusul să circule în continuare, așa liber ca și până acum, și mă refer încă o dată la nivel global, nu la nivel de România, eu consider că se face o greșeală, fiindcă vaccinurile vor fi ținute tot cu un pas în urmă. Mulțumesc, domnule profesor, și multă sănătate vă doresc. A fost în direct în deșteptare Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.